Avem aici un stilou Aurora Optima, modelul Auroloid roșu. Vom încerca să scoatem penița, dar de fapt ăsta este un scurt tutorial despre cum scoatem penița de pe un Aurora Optima. Facem stiloul, luăm șervețelul împăturit în vreo 6 straturi, da? Să fie destul de gros, așezăm stiloul cu mâna stângă, așezăm stiloul cu penița spre noi, fidul în partea opusă, da? Deci penița, noi ne uităm la peniță. Așezăm șervețelul în cârligul degetului aici, la prima falangă îl facem cârlig, da? Așezăm stiloul cu penița spre noi, în poziție orizontală, aplicăm cârligul aici, rulăm șervețelul peste peniță, degetul mare, pernuța degetului mare, vine să așează exact pe peniță, da? Nu cu vârful, ci așa, da? Deci nu cu vârful așa. În felul, dacă apăsăm așa, vom deforma penița. Dar în fel, dacă punem pernuța degetului pe peniță, vom asigura un fel de cushion. Și învârtim încet. Avem grijă să aplicăm presiunea, să prindem cât mai aproape de secțiunea peniței, cât mai aproape de capăt. Nu la mijlocul peniței, da? Deci nu la mijlocul peniței, aici, cât mai aproape de capăt. Cu cât prindem mai sus, cu atâta riscăm să deformăm penița sau să rupem fidul, ceea ce nu vrem, nu? Ok, deci facem așa. Curbura fidului va intra natural în această curbură aici. Da? Și facem în felul următor. Prindem, da? Avem grijă să știm, să simțim că am prins unde trebuie. Apucăm stiloul nu de capăt de aici, apucăm stiloul de secțiunea peniței și aplicând o ușoară presiune, învârtim. Nu smucim, nu forțăm. Nu se desface la primele două, trei încercări, l-a muiat. Trebuie să moaie, probabil că bucșa este înțepenită. Da? Desfacem și să fim siguri că a ieșit de tot, așezăm corpul jos. Penița în bucșă o așezăm aici. După ce ne facem ce avem de făcut cu stiloul, da? Pentru că probabil că am avut un motiv pentru care l-am desfăcut, montăm înapoi penița, tot ansamblul, montăm înapoi în stilou, dar avem mare grijă să nu rupem driverul de flow de aici sau o-ringul. Bucșa are un o-ring aici. Dacă îl scoatem, putem trimite stiloul la Aurora, pentru că nu cunosc pe nimeni în România care să-l înlocuiască. Da? Avem grijă să dăm cu un vârf de ac foarte puțină vaselină siliconică pe filet. Foarte puțin. Și când spun foarte puțin, spun doar băgăm acul și îl scoatem. Dar nu luăm așa. Nu luăm așa, doar băgăm și scoatem. Dăm 2-3 puncte și apoi îl băgăm la loc. Aveți grijă să nu atingeți cu mâna penița, pentru că mâna are uleiuri, grăsimi și așa mai departe pe ea, da? Chiar că v-ați spălat pe mâini. Dacă punem grăsimi pe peniță, e posibil să avem surprize, să nu scrie. Da? Ok. Și procedăm invers. Da? Deci reversul operațiunii pe care tocmai am făcut-o ca să scoatem penița. În momentul când am ajuns când se înfiletează de tot, nu forțăm. Da? Nu forțăm, doar să fim siguri că a prins. Și lăsăm așa. Încărcați stiloul, folosiți-l, dacă aveți nevoie, desfaceți din nou, dar nu vă recomand să o faceți. Bucșa de la Aurora este din plastic moale. Forțând-o de multe ori desfăcut, închis, desfăcut, închis, desfăcut, închis, o vom lărgi și toată cerneala va începe să curgă prin bucșa respectivă, pe lângă cărbuni și peniță, pe hârtie. Și nu vrem asta, că n-am dat atâția bani ca să facem minuni de genul ăsta. Ok? Cam asta este. Dacă doriți să desfaceți, să scoateți efectiv penița din bucșă, eu personal nu vă recomand, dar dacă doriți să o faceți, apucați bucșa strâns, la fel, folosiți prima falangă de aici ca priză,
da? Ați prins-o așa, puteți folosiți fără șervețel, aveți mare grijă să nu atingeți O-ring-ul sau driverul din spate. Prindeți, ați prins bine, foarte cât puteți mai aproape de capătul bucșii, cu șervețel și într-o scurtă, practic aplicând presiune între degete, da? Deci între degete, da, aici, aplicând presiune, veți trage ca să scoateți penița afară. Aveți grijă la aliniere, aveți grijă când o puneți la loc. Un lucru bun este că Aurora, când a făcut pe bucșa, a făcut-o în așa fel încât penița și cărbunele nu intră înăuntru decât într-o singură poziție. Are un notch aici undeva în capăt, de formă semilună și nu intră altfel într-o singură poziție. Intră, atât. Da? Deci nu aveți cum să o puneți rău, dar aveți grijă la aliniere. Aveți grijă la alinierea feed-ului, aveți grijă să calci exact unde trebuie și aveți grijă la peniță, să nu deformați times-urile. Poate fi o problemă. Penița e foarte scumpă, se rupe foarte ușor. Da? Acum, înfiletăm și cu asta considerăm tutorialul făcut. Lovely job. Well done. Baftă mult!